Dănănaie, Costea Iliev și Gargorov nu au fost folosiți în meciul cu Râmnicu Vâlcea. Păi Au fost deranjați. Florin și cu Dănănaie n-au vrut să riște. De fapt, Florin a văzut doi, dar nu l-a lăsat Nicolo. Și cine mai este? Dănănaie, Florin și cu... Iliev, Gargorov. Și nici Iliev nu tot la fel. Gargorov s-a antrenat separat, iar Iliev s-a considerat că nu... Și el venind după ruptura aia. Da. Ce șanse sunt ca Ford și Cosmote să vină sponsor la Craiova? M-au nebunit cu... Zero. Rămâne zero, ediție specială, principalul sponsor al universității? Nu, ediție specială e partener al universității Craiova. Am văzut că e pe tricouri, de-aia am zis că e principalul sponsor. Nu, acolo deci, până când vom primi o ofertă convenabilă, așa va fi. Convenabilă? Ce sumă? Puteți măcar să spuneți, domnule, și... 800 de mii, 500 păi nu, de mii nu, pe nu, an? Nu, sau... nu, spun, dar nu ți-o spun ție aici, că nu pot. Ok. A, deci nu e vorba să mi-o spuneți mie, e vorba să spuneți la... suporte. Păi dar nu se spune. Nu uite, Lu, că ne urmăresc atâția, vedeți că e audiență ceva. Parcă Dinamo, când a făcut contractul cu firma de telefonie mobilă, a spus suma. Când l-a făcut. Când l-a făcut, a, deci... Da, măcar pretențiile ar trebui spuse. Domnule, păi nu noi poți, vrem atâta. Nu. Sau nu se pot. Nu, ok, probabil. Nu e corect. Da, ai căzut dar în de ce în acești 5 ani nu s-a găsit un sponsor puternic la echipă? Nu s-a găsit pentru că... Tricoul Universității Craiova e foarte scump. E foarte scump. Așa au fost. Măcar încerca să jucați cu UNICEF, cum a făcut Barcelona. Păi nu poți să joci cu UNICEF, pentru că ca să joci, că pentru a juca cu UNICEF este, trebuie 7.000 de aprobări. Nu e așa simplu. Da, de la și am jucat cu ediție Punro, pentru că așa îmi doresc eu foarte mult și țin foarte mult la brandul ăsta și ca să vă ofticați voi. De asta joc cu ediție. Păi ia să punem și GTV-ul undeva. Bă, punem nicio problemă. Dacă plătiți și vreți ceva... Da. Păi da, parcă au fost niște zvonuri, că n-ați văzut dumneavoastră să puneți altceva pe echipament, pe, nici pe short, nici pe nimic. Nu am vrut, nu stăpân niciodată decât un singur sponsor. A, deci decât ediția. Eu am ținut foarte mult la tricoul Universității, pentru că și ediția e foarte discret. Nu da. E ca cum să placi. A, deci de asta că... Placi intrele prin Liga 1, pe aici și 7.000 da, de... Dar Dănăi și Florin Costea au cumva oferte din străinătate? Oferte n-au, dar au întrebări. Ofertă, când avea ofertă și pleacă. Deci când e ofertă concretă vor și pleca. Da. Dar sunteți în discuții. Da. E reală oferta lui Köln de acum ceva timp pentru Florin Costea, cea de cu 7 milioane de euro? Sau nu 7 milioane, 4 milioane și jumătate. Deci a fost o ofertă da. Cea mai mare pentru Florin. Dar prima strigare a fost. Care putea să o negociați să... Nu, atunci a fost altă. I-a murit mama sau tata lui Maier, managerul lui Köln și venit să până la Timișoara, mă rog. Da, uite, telespectatorii sunt grămadă pe întrebările. Spuneți că tricoul universității este foarte scump, dar nu credeți că ar fi momentul să fiți mai puțin pretențios pentru a facilita o sponsorizare? Că și Fordul, dacă vine, sau Cosmote, sau oricare, ăștia au pretenții. Depinde ce e o relativitate, cât să fiu de... Deci ei nu știu ce spune, ei merg pe prezumții. Dar dacă ar fi să zică Fordul, da, dom'le, vin cu bani. Dar nu putem și vreau să puneți așa, cum era pe timp. Dar nu putem să discutăm dacă. Dar ați fi de acord. Deci nu mă pune să spun niște lucruri care nu sunt corecte. Da. Ia spuneți-ne la ce s-a referit un alt mesaj și domnul Pițurilor când a zis că nu mă las până nu îndepărtez pe Mititelu de la club. Că a spus o afirmație... Trebuie să-l pe el. Cred că o să crească barba până la genunchi. Da. Și să știți că dacă ne puneți acolo pe tricou, schimbăm și noi culoarea siglei din roșu până cu albastru. Când avem cu roșu și cu alb, nu știu dacă știți. Vă aranjez cu cei de la Gaz Metan CFR să... Pe la Gaz Metan CFR deja suntem, da, suntem ca și sponsori. Ați crezut în plasă, domnule Mitelu, doar cei care vă periază și vă laudă vă sunt pe plac. Eu sunt același cu Marinel, mă rog, care a noi ați vrut să răspundeți pentru că nu v-am laudat. Cine? Da, deci e domnul Ciocănaru care a tot trimis mesaje că sunteți un om care mințiți și mă rog. Evident că mergem pe presupus pentru că evitați să dați prea multe detalii, deși nu vă aflați într-o situație financiară tot mai strălucită. E vorba de asta cu sponsorii alte mesaje. Da, am rămas dator, nici nu mai știu pe care să le citesc. Domnule Mititelu, pe ce vă bazați când spuneți că Găman și Bărbăianu se vor întoarce la universitate? Pe ce... informație. Aveți și alte acte care ar putea apare în acest dosar, eu știu? Vedem, ce-o fi. Nu pot să vorbesc despre mutările mele viitoare. Deci aveți ceva mutări? În acest caz, mă refer. Da, bineînțeles. Da. Am înțeles. Este aici și un domn, mă rog, un băiat Dragoș de 13 ani, vrea să joace și la universitatea și... Ba nu...
Da, este un mesaj că să dăm detalii, rugați să sune la numărul de telefon, dar mai departe, mă rog, e ceva, cineva a dispărut. Da. Domnule Mititelu, haideți că sunt multe din aceste mesaje întreabă de acești jucători. Se spune, de ce nu încercați să vindeți iar mai mulți jucători și să începeți iar cu jucători de la echipa a doua sau chiar de la Gaz Metan CFR, cum ați făcut acum 5 ani sau, mă rog, când ați luat echipa? Eu știu de ce Să nu cumpărați o vedetă, unu, doi jucători, așa, și restul să-i aduceți din pepinieră, plus, eu știu, de ce mai găsiți prin Craiova, Gaz Metan CFR, că sunt jucători și acolo chiar bunicei. pot să fac Nu asta. puteți să faceți asta. Da, nu ar fi bine să transferăm la Steaua și la Dinamo pe bani. Da, un alt mesaj. Deci dumneavoastră nu vreți să transferați. Domnule Miteru, să faceți ceva și să faceți rost de bani. Să plătiți datoriile, ne spune Mădălin din Predești. Am înțeles că asta, în urma scandalului, Craiova riscă să fie neprogramată și vă asta a mai fost. Mesajul ăsta, da. Deci rămâne problema cu aceasta, cu găsirea banilor. Am înțeles că sunteți pe drumul cel bun, să zic așa, și că s-au mai făcut rost de bani și că nu vor fi probleme de aici încolo. Să sperăm că nu vor fi probleme. Da. Iar legat de licență, a spus că ne veți spune la... Păi, deocamdată mai avem până la licență, nu în sensul că stăm liniștiți, dar deocamdată e prematur să vorbim situația în care ne aflăm. Suporterii pun problema laturii sportive și pentru că se vede că echipa pierde foarte mulți jucători sau mulți jucători. Sunt o parte dintre jucători care au fost de bază în tur, să spun, care nu Eu cred vor că va mai fi. arăta bine echipa Universității Craiova, alături. E timp suficient să fie omogenizați cei patru sau câți o să vină? Eu zic că echipa va arăta bine. Mai există șanse, un mesaj capițurcă, să mai întoarcă la Craiova, la Universitatea? Vă rog mult și Niciodată. adresați întrebarea. Niciodată. Vă rog mult de tot să vă păcați pentru Universitate, Da. un mesaj. Deci niciodată. Da. Ne mai întreabă un alt telespectator să ne spuneți, dacă puteți, despre bugetul pentru transferul. Suntem aproape de faliment. Să ne spună dânsul cum stă treaba cu banii, fondul proprietate, afaceri, terenuri, până la urmă sunt sau nu bani. Am răspuns acum, nu reluăm aceleași chestii. Da. Și încă o întrebare. De ce a procedat așa grotesc cu domnul Pițurcă, oprindu-l cu bodyguards? Și a făcut un deserviciu enorm în opinia publică domnul Adrian Mitelu, chiar dacă are dreptate în cearta asta cu Pițurcă. Eu nu l-am oprit, domnule, bodyguards. Asta a fost mesajul transmis de către presă. Dumnealui nu mai era în funcțiune la Urea, știa că nu mai e în funcțiune la Urea și a încercat să forțeze dânsul scandalul. Oamenii aia păzeau un obiectiv. Nu avea voie nimeni să intre la ora aia acolo. Nu mai era nicio întâlnire, dânsul știa treaba asta. A forțat ca să facă spectacol. Păi da, l-ați anunțat Da, că... cum să nu? A fost un oficial anunțat domnule de dimineață. Cum l-ați anunțat? La telefon Nu, sau nu, i scris? s-a adus un document scris, original. I s-a trimis. Și ce scrie în Aia. document? Că nu sunteți... A apărut în Gazeta de Sud. A apărut în Gazeta de Sud. Păi ziceați că nu, da. Din retur mai jucăm tot pe Stadionul Central. Și la La asta unde? parcă ați mai La pe care? răspuns. Dina nu s-a transferat la Lancaran pentru că a picat vizita medicală? Nu e adevărat, nici măcar nu a Nu e plecat. adevărat. N-a plecat acolo. Dar nu înțeleg ce au cu Dina să plece, că Dina este un Ia fotbalist. uite ce spuneți. Puneți-i să-l vândă pe Dina, că în 5 ani a reușit să enerveze toată suflarea Olteniei. Trage echipa în jos. Nu știu dacă Domnul dumnealui Preda. este în măsură să vorbească în numele întregii suflări a Olteniei, că mi se pare că să Da. vorbește în numele suportului așa la general, iar mi se pare. Eu nu vă spun, am o părere bună de Dina. Da. A dat două goluri în 7 ani. Ia uitați că Nu e Bogdan nu... așa, nu e așa. Trebuie să gândească mai bine că Dina a dat mult mai multe goluri. Numai că foarte puțin l-au înțeles pe Dina, pentru că el nu e un atacant, nu e un vârf, cum cred mulți. Și jucând mai în spate, de multe ori dezavantajează poziția asta. Dar vă pricepeți la tactică? Nu știu A dacă mă spus pricep, dar... și, eu știu, luat așa, să vă luați ca Păi nivel de echipa asta antrenor care o și... vedeți aici, jucătorii ăștia care tot se bat pe ei, cine credeți că i-a făcut? Cine i-a adus aici, cine i-a crescut? Că am avut sute.